se pregătește marele boicot, președintele Klaus Iohannis, refuzat de coalie, surse. Liderii coaliei pregătesc un boicot. Dei președintele Klaus Iohannis a trimis deja liderilor PSD-i ALDE invitațiile pentru recepția de Ziua Europei. Acetia vor refuza semnearg la Cotroceni, potrivit unor surse din cadrul coaliei. Liderul ALDE, Celin Popescu-Tăriceanu, declara miercuri ce va analiza oportunitatea participării la recepția de 9 mai. Haideți să separăm lucrurile, una este relația instituțională, altele sunt atitudinile, sublinierei poziționările de ordin politic. Le pun pe fiecare în ce suca care trebuie. Eu sunt obligat să colaborez, sublinierei fiecare dintre noi este obligat să colaborăm instituțional. Avem această obligație care decurge din întreg cadrul constituțional, sublinierei legislativ. Sigur că acest lucru se va întâmpla. Ceea ce ține de relația politică într-un alt registru, a afirmat președintele Senatului. De fapt, potrivit unor surse politice, Tăriceanu le-a transmis propriilor colaboratori ce nu va merge la Cotroceni, pentru ce acest gest ar fi unul lipsit de colegialitate față de Viorica Dencil, după atacurile președintelui la premier. Mai mult, Celin Popescu-Tăriceanu le va recomanda ministrilor și secretarilor de stat membri ALDE să refuze invitația lui Klaus Iohannis. În aceste condiții, este puțin probabil ca reprezentanții PSD din Parlament și Guvern să accepte invitația președintelui Iohannis, care a fost trimis înainte de izbucnirea conflictului pe tema ambasadei din Israel. În 2016, Liviu Dragnea nu a fost invitat la recepția de Ziua Europei, dar în 2017 liderul PSD a primit o asemenea invitație.